Astăzi vom deschide Legendary Star Drop-ul gratuit din Brawl Pass, să vedem ce ne pică din el, dar mai întâi, după cum foarte bine v-am obișnuit, fraților, avem aici un Star Drop, de fapt două, pentru că sunt alea zilnice și încep să le deschid, bă. Epic, epic, am început bine, deci e clar că ne dă ceva bun. Bă, ieri m-am jucat și eu un pic pe telefon acasă și mi-a dat un Brawl Star, mi-a dat un Legendary și mi-a dat un Brawler mitic. O să vi-l prezint imediat, că cu ăla ne vom juca și astăzi, că sincer, nu prea mă convinge, așa, dar hai să vedem, stați un pic, Legendary. N-a vrut, mă, nu a vrut, dați un like pentru că un like în plus înseamnă un noroc în plus la Star Drop și, sincer, pe mine mă bucură noroc în plus la Star Drop, vreți să vă amin, nu știu, bă, trebuie să vorbesc cu ăștia la Brawl Stars să-mi dea niște noroc, bă, în plus la Star Drop, mă, ca să fie acolo, știi, să fie bine, bă, avem 35 de brawleri, zic 75, era bine dacă aveam 75 și acesta e, mă, Otis nebunul, bă, o să-i mai dau un upgrade, sincer, pentru că îl vreau upgradat cât de mult se poate. Pe Otis, ăsta l-am upgradat la 5, dar nu mai am puncte de la să-l upgradez. Da, și pe ăsta l-am primit eu ieri. Ei bine, o să ne jucăm cu el și la fiecare meci pe care îl vom pierde, vom deschide câte un Star Drop până ajungem la Legendary. Atenție, și dacă nu ajungem la Legendary pentru că suntem prea buni, hai că suntem buni, nu suntem, dar așa ca idee, vom deschide oricum Legendary-ul astăzi când o să mă apuce pe mine nervii, așa că stați aproape. Hai, mă, să-i dăm cu domnul Otis aici să vedem care e situația. Bă, o să vreau și eu de acolo. Opa, 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 mă bate de mă usucă, Am înțeles, deci deja primul Star Drop? Am înțeles situația, nu vă faceți grijă, ok? Nu vă faceți grijă, nu înțeleg de ce m-am pus acolo cu camera, dar o să mă mut imediat, dar... Nu, mamă, frate, ăsta ia toate alea, moarte, ai dus, i-am dat efectul, bă, îmi place efectul ăsta că gen are efect și după ce ajunge pe... Așa, am încărcat viața, nebunul. Mă bate, mă usucă ăsta. Mă usucă botul, mă. Mă usucă botul. Bă, el primitivo. Bine, bine, am făcut kill, dar n-am luat powerpoint-ul. Ai de cap. Vedeți că am devenit pro player în 700 de trofee pe Edgar. Ca idee, mai suntem 3 brawler, ok? Hai, mă. Deci, ca idee, trebuie să iau locul 1. Dacă nu iau locul 1... Deschid Star Drop. De exemplu, acum la locul 3 am deschis Star Drop. Nu stau la discuții. Asta e clar. Bun, mama, dar stai că îmi dă Star Drop-urile alea aici, dacă alea, dacă așa. Da, să zicem. Bă, dacă am promis, am promis, da? Star Drop-ul aici. Hai să vedem. Dă-mi ceva bun. Dă-mi un brawler. Bă, mai vreau un brawler. Bă, mi-a dat ieri brawler. La câte zile îți dau un brawler, mă, frate? La câte zile îți dau, mă, un brawler, mă, că nu mai înțeleg nimic, mă, din jocul ăsta. Hai, mă, că trebuie să fie bine, bă, mă joc cu toți boții. Bine, nu știu sigur 100% dacă sunt cu toții boți, dacă ai idee, bă, sunt și boți printre noi. Așa, că așa mi-a zis voi în comentarii, eu vă cred, sincer. Dar unii sunt, mă, că unii nici măcar nu-ți dau damage, stau și să uite așa la tine ca nebunii. Eu nu cred că e jucători adevărat, gen. Bă, ok, bun, te-ai dus, băiatul meu. Ne-ai dus și tu. Wow, Leon ăla cam dă, opa, uite, zero bot, ăsta e bot clar. Nu? Da, ăla Leon, ăla nu cred că e, sincer. Ah, Paletinski-ul, ce-a fugit cârnatul. Bă, aoleo, nu-i prea bine că-s doi pe mine, bă, fugi coștinii, că vai de cap, mi-ar deschis Star Drop. Bine, vreau să deschid Star Drop, dacă ai idee. Nu vreau să le termin pe toate așa repede, gen, că după nu mai am ce să deschid. Hai că nu mai am, că mai am un cont, mă, ce am. Bă, să stau un pic retras, pentru că mi-e frică de ăștia. Uite, bă, pe băieți, îs răi băieții. Ok, bă, dar nu s-a bat și ei între ei, fac team ăștia, mă. Ăștia fac team, că mă cam enervează dacă fac team ăștia doi. Îl aștept aici, a? Ce facem, mă? Ce-a spart ăla acolo? Ăla are power 1, mă. Ar trebui să fie slab rău de tot. La power 1. Uite, mă, și tu. Bă, frate, dar ăsta la întunde e, bă! Mă enervez. Mă apucă nervii. Mi-au bătaie, fite. Aoleo. Bine, bă, băiatule, bă, power 10! Atât am vrut, showdown-ul. Hai, mă. Hai, că trebuie să-l bat pe ăsta, mă. Trebuie să-l bat pe ăsta, n-am cum, frate. Moare, mă! Bine, bă, băiatule, bă! Asta am vrut să văd! Victoria! Despre asta vorbim! Bă, eu sunt sigur că ăla nu-i bot. Pe cuvântul meu, deci dacă ăla e bot, eu nu știu ce fac.
Pă bune vă zic. Deci nu știu ce fac. Oricum după meciul ăsta, dacă îl câștigăm, intrăm în top în alea, oricum deschidem două star drop-uri pentru că sunt acolo și nu avem cum să le evităm. Dar nu e problemă, stați liniștiți pentru că avem totul sub control. Star drop-urile sunt la noi, ok? Ok. Ok, ok, ok. Bun, bun, bun. Brock, pleacă de aici. Pleacă, domnule Brock. Mi-a fost așa să mă duc pe el că nici n-aveam de astea. Bă, spuneți-mi dacă vouă vă place Otis ăsta. Mie, sincer, nici nu-mi place prea mult, dar nici nu-mi displace așa tare să zic că, bă, e cel mai rău brawler și așa mai departe. E un brawler ok. La power maxim cred că ar fi și mai ok. Dacă înțelegeți, adică să-l maxăm să fie tot în regulă. Că e mitic, adică despre ce vorbim, e brawler mitic. E nebunie pe felie, bă, suntem top 3, ceea ce este bine. Așa că ar că am trebuit să ne băgăm pe la bătaie pe aici cu băieții. Ia uite, pe aia doi, i-am văzut, gata. Deci e totul în regulă acum. Bun. Nu, 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 nu. Bine, bine, hai, dă hit. Bine, mă! Bine, am mai salvat un star drop, da. Avem star drop-urile astea două pe care le deschidem imediat să vedem. Am dat play again, doamne ferește. Bă, dacă pierd meci ăsta o să deschid 3 star drop-uri acum când ies din meci. Că am fost un pic paletin așa. Dacă înțelegeți ce zic. Bun. Bă, să stau pe aproape de cutiile astea pe aici. Să-mi încarc și eu, așa, bun. Să-mi încarc și alea. Și să dăm un pic pe Luciadorul ăsta, bă. Nu, Poco, Moco. Nu. Și-a dat aia. Ați văzut, am pierdut, mai deschidem. Deci acum mai deschidem 3. Ce să vezi, coștinii, paletinii. Da, da, despre asta vorbim. Ia uite, deja le avem pe astea două, dar asta nu să pun. Adică să pun și astea în alea 3, gen. Ok, re. Bă, deci vreau să-mi dea un rare de la nebun. Adică rare de la care, pe care l-am mai văzut în viața mea, ok? Uite, mă, mi-a dat super rare. Bă, ți-am zis că vreau rare și tu îmi dai super rare, mă. Își bate joc de mine. N-am mers, mă, cu psihologia neinversă și inversă, bă. Nu a mers ce vreau. Am încercat să fac o schemă să-i păcălesc pe ăștia la Brawl Stars. Să-mi dea și mie un star drop de la rare. Dar nu mi-a dat, mă, dar poate îmi da acum un star drop rare. Că eu chiar îmi doresc un star drop rare. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot, doamne. Ce mă făcă nervii pe star drop-urile astea, nebunesc. Ok, hai să vedem situația. Bun. Bun. Haide, mă, mori, că nu ai cu ce să dai după mine. Stai niști, băiatule. Stai niști că eu sunt pe felii aici. Bă, sincer, începe să-mi plăcă cât de cât toți ăsta. Trebuie să învăț eu să joacă de la distanță. Asta îmi place la el. Că are range mare. Asta mă încântă cel mai mult la Otis. Bun. Hai să facem o schemă. A, i-am dat și lui ăla. Nu m-am băgat bine. I-am dat aia mea de-i dă damage. Mori, mă. Olea! Mamă, mai așa că nu-i prea bine ce se întâmplă. Nu-i prea bine ce se întâmplă. Ok. Bun. Eu te iei aici pe băieți. Showdown, l-am prins pe băiat, asta vă zic. Mă bate. Nu pot să cred că t-am putut să ratez. Am fugit. Stau un pic aici. Bine, el poate să dea și după acolo. Nu prea-mi place. A, gata, mă, uite că ne-am încărcat. Bate-l, mă! Deci adoară că mă bate pe acolo. Cu ăsta nebunesc. Înnebunesc pe cuvântul meu, frate. N-ai cum așa ceva. Câte mai am? Hai, mă, că mai am niște star drop-uri, mă, mai am. Ok, Poco-Loco. Super rare. Am zis să deschid și cu Poco-Loco. Să fie ceva, dar nu e. Bă, skin-urile, mă. Ia stai că eu n-am luat skin-le, că am zis că le iau pe clip. Sherry Dancer. Na-na-na-na-na. Așa face Sherry Dancer-ul, bă. Și aici tot Sherry Dancer e, mă? Ce este ea? Sherry Dancer Dahlia. Dahlia, na-na-na. Bă, da, e, ce trebuie, n-ai ce să zici. E, ce trebuie, uite aici mai avem un random star drop. Și asta cum se numește? Sherry Dancer și mai cum? Sherry Dancer și atât? Da, destul de și player title-ul, vă rog eu frumos, Timeless. Adică e ceva fin, domne, bă, dar și cred că am luat tot ce puteam să iau de aici, în afară de star drop-uri. Dar nu e problemă, noi dăm play în continuare, pentru că, sincer, nu prea mă interesează așa mult skin-uri alea. Eu vreau brawleri adevărați, să fie bine, mă, să fie ca lumea, da? Ce vrei? Ai, se întâmplă lucruri și îmi iau bătaie. Te-ai dus, mă? Nu s-a dus băiatul meu, gen. Băi, eu mă duc aici la astea dacă tot.
Ca să le iau să am și eu niște power în plus, știți, știți ce zic? Bun, 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 bun. Te-ai dus, te-ai dus? Bine, mă, bine, mă, mă! Am rămas cu 600 viață, gen. Vezi că nu-i prea combinație ce am făcut eu aici. Aici s-a luat tot. Bă, dar n-aș vrea să mă bag din prima acolo, cu toate că iau power ca lumea și pot să iau după ei. Atât am vrut. Hai că fac și eu power ca lumea, dar pe aici, pe afară, știți? Ca să fie treaba bună. Mă, nimere și eu unul pe aici, mă. Să-l rup un pic pe genunchi. Nu prea nimerez. Da, ăștia, ori stau un tufiș acolo și nu se bat, ori nu știu ce se întâmplă, nu mai e niciun star drop. Doamne, era bine că găsești star drop-uri pe aici. O să încerc să mă bag acum, ce să zic. Mi-e frică, dar hai să vedem care e situația. Nu-i nimeni? Nu pot să cred că nu-i nimeni în ăsta. Sau fuge de mine? A, iată-l, mă. Bun. S-a dus, mă? Adu-te, mă! Am ratat și super-ul, am înțeles situația, nu vă fac... A, bă, nu, n-am ratat, deci lasă ăla. Deci lasă aia de super bun, deci haide că... Deci nu vreau să-mi consum toate star-drop-urile, vă rog eu frumos. Hai. Trebuie să câștig. Deci știu că acum voi așteptați că eu să pierd. S-a dus băiatul meu. Voi așteptați că eu să pierd, să deschid star-drop-uri, dar și chiar dacă câștig, dacă câștig multe meciuri, le deschid pe ale zilnice și tot deschid ceva, adică e ce trebuie, înțelegeți? Deci am mai adăugat un win acolo, bă, vreau să scrieți în comentarii, după ce v-ați uitat la tot clipul, câte win-uri am făcut cu asta, pentru că o să fie din ce în ce mai greu oricum, că facem trofee și deja peste o serie trofee ne dă cu de aia mai bun și așa mai departe, deci noi nici nu avem power mare pe acest brawler, ca să zicem că o să facem show și nebunie. Asta e clar, așa că stați aici aproape că se întâmplă lucruri. Bun. Hai că mă bate ăsta înainte să iau ălea, gen. L-am ratat. Stai un pic, coștinii. Mersi, te pup băiatul meu. Am zis, l-am pupat de... L-am omorât împupat, în pupături. Haide, mă. Haide. Pe aici stau cârnații. Uite, am văzut pe cineva. Ia vezi, mă. Și aici? Păi ce ați făcut, mă? Ați spart astea și le-ați lăsat așa? Cârnații, stau cârnații, mă, n-ai ce să le faci, mă. Ok, nici știu câte trofei am acum. A fugit, bă. E borcan ăsta. A fugit borcan ăsta. Am ratat! Nu! Mama m-a distrus! M-a distrus, 91 de trofee, începe să devină interesant în momentul ăsta. Mai dă și mie ceva XP să mai fac un star drop. Măcar am mai făcut un star drop. De aia vezi ce am primit de aici? Oh, un star drop de aici, bine! Hai să vedem de aici, de la trofee, star drop-ul. Bun, pe ăsta îl deschid așa cum vreau eu. Bă, îmi vine să trag un pumn la monitor, pe cuvântul meu, dacă nu-mi vine să trag un pumn. Deci ăștia-și bat joc de mine, man, 6400 de trofee. Ok, hai să-i dăm. Bă, deci meciul ăsta, dacă ieșim în top 4 sau 5, nu mai știu, o să primim 2 star drop-uri, deci astea nu se pun la calculul dacă pierd așa și așa. Da, hai să vedem care e situația. Bă, mă duc direct pe cutiile alea, nu mai stau la discuții pentru că ăștia scârnați și vin să o dea cu mine. Haide-mă, coștini, mă, că poți. Stau aici, ascuns un pic, mai iau o cutie jos acolo, văd. Mă duc să iau și pe aia. Ok. Ăștia să bată aici, ceea ce este bine. O să vin și eu să o dau cu ei. Ca să le iau power-ul, mă, despre asta vorbim. Și acum mă duc frumos și la cutia asta de aici, că îi uitat, așa e lăsată singură, n-o ia nimeni. Hai, mă, că mă sacrific, adică nu vă gândiți că nu fac sacrificii sau ceva. Ăsta a vrut să o dea cu mine, dar el nu știe că eu sunt mai bun decât el. Ai că sunt, aveam power mai mare și am avut tupeu. Că altfel, vai de cap, nu eram. Către pe ăsta? Bă, ștrumfi, stai cu minte, bă, ștrumfi-l cheva pe ăla. Ok, suntem pe 3, bă, am mai fost pe 3 și am pierdut, adică despre ce vorbim? Showdown, am mai fost în showdown și am pierdut cu Pocoloco. Hai să vedem dacă suntem tot cu Pocoloco. Ce sunet te scoate dubiosul ăsta de Otis? Ia, unde-i, mă? Nu pot să cred, deci nu știu unde, bă, deci când rămâne ultimul, zici că așteaptă să mor eu în fum, pe cuvântul meu, deci nu înțeleg ce se întâmplă. Ia vezi? Am văzut mișcare în stânga aici. Am văzut... Iată-l. I-am dat? Bine, mă! Moare de la aia. Bine, mă, băiatule, mă! Despre asta vorbim, dar oricum să deschid alea două acum.
ca idee, că am făcut în mare 104 trofee, ca idee, așa, ca să fie treaba bună. Și le deschidem Ferrari pe amândouă, așa vreau. Aole, mai am, mă, să bag pe ăsta, să-i mai fac ceva lui ăsta, lui Otis, mai trebuie, mama, aș lua, deci îmi vine să iau ofertă de aia numai ca să-l upgradez pe cârnatul ăsta. Deci, pe cuvântul meu, dacă nu-mi vine să iau o ofertă de aia, mă, ia, ce oferte sunt, mă, pe shop? Ce, sunt oferte cu de-astea? Îmi dă, cu 59, îmi dă 800 și... Bă, știți ceva, mă? Dar aș ține să-mi iau și eu un brawler, mă, cu ăștia, mă, nu. Hai că-i țin, mă, țin ca să-mi iau și eu un brawler, mă, nu vreau să iau oferte așa, iurea, nu știu ce să zic, dar nu prea. Bă, m-am lovit aici, mă, doare, gen. Dar nu înțeleg cum, acum cu degetul m-am lovit. Doamne ferești, mamă, cât power acolo! În mijloc, resende! Mamă, deja mă joc cu deștia din gol, cu, vezi că e ce trebuie aici. Bă, o să mă bag un pic la... Ce să mă bag, frate, că eu te-ai pe ăștia, au luat tot. Ai de capuși de zilele mele! M-am băgat și eu să mă bag acolo, să fie bine, dar... Nu e cea mai bună variantă pe care pot să aleg, sincer. Nu e cea mai bună variantă, așa că mai deschidem un star drop. Bă, frate, nu vrea să-mi dea și mie un mitic, un legendar, o ceva. Au mai băgat, mă, ăștia ceva event de la ea. Au mai băgat? N-au mai băgat, că dacă băgau, vai de cap. Deci fiți atenți. Următorul îl deschid pe ăsta legendar. Deci gata. Deci, dacă nu ies în cel puțin showdown, adică să pierd în showdown, deschid legendarul. Uite, mă, sunt mai puține cutii acum, de ce? De ce sunt mai puține? O fi altă hardă? Cred că e altă hardă. Sau, nici nu știu. Mă duc și eu la cutie acolo, nu mai stau, nu mai... Aha. Bine, bă, băiatule, bă, despre asta vorbim. Despre asta vorbim, coștinii. Haide, mă. Nu! Nu! Mamă, m-am mâncat rău, bă. Mamă, frate, m-am mâncat degetele, bă, că mă duceam să-l bat pe cârnațul ăla. Treci, mă, cu coada ca ai tu pe eu, mă, cârnațule. I-am ratat steluța, ca idee. Mă rupe dacă mă duc după el. Ia să stau și eu un pic aici, mă, că ăla cam fuge de mine, nu știu cum să vă zic, și mi-am aruncat și superoirea. Mori, mă, urâtule, găscan. Uite și pe ăștia aici. Uleu, mă bate Mucea Lucea. Te-ai dus, Mucea Lucea? Te-ai dus, Mucea Lucea? Showdown! 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 Haide, mă. Iotăl. Bă, dar ce fuge ăsta, bă? Nu mai fugi așa, că oricum îți iei bătaie, gen. Adică despre ce vorbim? Se pune aceeași regulă, dacă nu ești cel puțin în show de un meci următor, deschid legendar. Oricum îl deschid azi. Adică n-am pe cine să păcălesc, deschid oricum. Dar vreau să mă motivez așa să fie bine, ca să-mi dea ceva bun. Trebuie să-mi dea brawler în legendarii ăla. Adică n-are cum să nu-mi dea brawler. Imposibil să nu primesc brawler. L-aștept pe ăsta, ok. Nu știu de ce a stat așa. Hai, coștinică, îl bați, pe Edgar. Trebuie să-l bat pe Edgar, n-am cum. Am vrut să sară pe mine cârnatul, l-ați văzut? Am murit. A murit cârnatul. Bine, mă! L-am bătut și pe Edgar cu dubiosul ăsta meu. Vezi, mă, că nu e așa rău brawler-ul ăsta. Pă bune, acum e ok-uț. E ok, da, cred că e ok, eu spun la vreo 300 de trofei, așa că după nu mai e părere. Ia uite-l! Super! Bine, mamă, deci am apăsat pe toate butoanele, mi-au apărut erori, mi-au apărut de-alea. Nu prea-mi place. Trebuie să fug rău. L-am prins. M-a ajutat ăsta. Ăsta ține cu mine băiatul ăsta, mă. Nu o să dau pe el. O să stau un pic să-mi încarc și eu HP-urile. Ok. Bine!
Bine, bine. L-am ratat pe ăsta, bă, sunt în showdown cu cârnatul. Are multă viață cârnatul, mă. Mă bate, mă. Ce să faci, mă, m-a bătut, mă. Am lăsat cu 2000, a avut multă viață. Cred că era și român, dacă te-ai zis la Crypto, respectul, Barbașane, ai avut mai multă viață, ești bunicel, așa, dar nu ca mine, despre ce vorbim. E, următorul fără dar și poate e legendarul, așa că pe ăsta-l deschidem. Bă! Bă, v-am zis, mă, că-i ce trebuie, mă. Bă, v-am zis, mă, că-i ce. Bă, am simțit, bă, am simțit. Deci două legendare pe clipul ăsta. Am înnebunit. Mortis, schimb pe Mortis. Ia vezi, mă, Mortis la plajă, mă. Doamne ferește. Mai avem și legendarul ăla ca lumea, da? Ia, mă, să vedem skinul lui Mortis la plajă, mă, ia. Ia, unde-i? Iată-l aici. Iată-l, mă, skin pe Mortis, mă, are breloc la lopată. Doamne ferește, nu mai zic nimic, mă, hai. Hai că după meciul ăsta îl câștigăm, îl pierd. Bă, dar sincer aș prefera să-l câștig, pentru că o șansă în plus la ceva bombă. E dacă câștigam meciul ăla, îmi dădea Brawler, mă. Îmi dădea 4 Mortis, îmi dădea, mă. Da, trebuie să fiu atent, da, trebuie să fiu... Alina, mamă, ne bate Alina de neusul, că fi serios, dacă nu. Deci dacă nu ne bate Alina... Prea-mi place situația de față. Bine, ba, 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 ba! Hai, mă, lasă-mă, mă, lasă-mă în pace, mă. Lasă-mă, nu, că îl deschid, gata, că m-am enervat. M-am enervat, îl deschid acum, fiți atenți dacă nu. Haide, mă, dă-mă ceva. Deci, fiți atenți. Brawlori, bănuți, star points, de-alea power points. Skin, mă! Iar skin îmi dă, numai skin-uri îmi dă! Numai skin-uri! Pe Frank! Ia, stai că pe Frank tot la puține trofee l-am, cred. Ia, mă, să jucăm și cu skin-ul pe Frank. Ia, chiar skin-ul pe Frank vreau, că Frank îmi place. Ia, vezi, mă, skin pe Frank, zici că e Fred Flintstone, Frank. Pe cuvântul meu, dacă nu zici că e Fred Flintstone. Și fii atent, dacă pierd cu Frank, că Frank e puternic rău de tot, dacă pierd cu Frank, deschid toate star drop-urile pe care le-am pe contul ăsta. Mai am două, pe am două le deschid. Ca idee, așa, că m-au apucat nervii în momentul ăsta. Nu știu unde am vrut să dau. Ia uite ce dau la cutie. Ia uite, dau 15 hituri la o cutie ca idee. Bine, nici nu l-am maxat, că nu am suficiente puncte de alea, că i-aș maxa pe toți. Ia vezi să bată ăștia aici. Ia, mă. Te-ai dus, mă? Mucea Lucia? Nu s-a dus. L-am dus eu acolo, știți? Îl duc la Mortis să-l îngroape cu lopata în nisip. Mortis nisiposul, mă. Ele. Haide, mă. Oricum nu dau multe meciuri cu ăsta. Gen, îl dăm pe ăsta așa să vedem skin-ul. Și dăm unul și cu Mortis. Să vedem skin-ul, să vedem care e situația. Că nici cu Mortis nu prea ne-am jucat. Uite, ăsta e bot, de exemplu, că n-a dat niciun hit, n-a dat în mine. Ca idee. Și în showdown ăsta sper că e pe aici, Otal. Haide, mă, unde te duci? Te-ai dus? Bă, iar am rupt statura, mă, ce fac aici? Fuge și ăsta de... Bă, nu mai fugi, eu tot ce râde cârnatul. Ah, stai, mă, că ăsta-i numele lui, mă, nu râde. Aoleu, doamne. S-a dus. M-a tras după el. Mulțumesc că m-ai tras, ești un scump mic. Ia, mă, aveam și ceva quest-uri pe ăsta? N-aveam niciun quest pe el. Ia, mă, să dăm și cu Mortis. Să vedem. Ia, select. Hai, mă, să dăm și cu Mortis, să vedem. Care e situația, bă? E bun Mortis ăsta la plajă? Nu e bun, nu prea știu să mă joc cu Mortis. Nu prea știu, dar încerc. Încerc. Bă, deci nu știu ce s-aude. Bine, 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 Coștini. Bă! Mi-am stricat PC-ul!
S-aud beeper când apăs pe cătările alătă și push shift. Nu înțeleg ce se întâmplă, pe cuvântul meu, dacă înțeleg. Te-ai dus! Bă, ce-am făcut? Și uite așa mi-am la bătaie, gen. Despre ce vorbim? Nu mai merg nici butoane, nu mai merge nimic. Da, nu știu ce făcusem, frate, pe cuvântul meu, nu știu ce apăsasem, dar mai dau un meci cu ăsta. Nu știu ce făcusem. Efectiv, se întâmplau lucruri. Apăsam pe butoane și se întâmplau lucruri și am dat alt F4, că am zis să ies din joc ca să văd ce se întâmplă și nu s-a mai întâmplat nimic. Deci cred că am fost hackerit. Ce am făcut, mă? Cred că mi-am stricat controlele la joc, gen. Cred că mi-am stricat, da, să atacă sim. Nu înțeleg ce se Ok, import. Mi s-au schimbat controlele. Gen. Am înțeles. E de bine. Bă, în momentul de față totul pare să fie în neregulă, așa că hai să vedem startup-urile astea două, că am pierdut două meciuri practic. Super rare. No, mai dau, dacă mai dau legendară e ceva, dar nu mai... Am încercat să-i fac schema, dar n-a mers. Bă, și cam ăsta a fost aici pe contul ăsta, cam ăsta a fost Brawl Pass-ul, dar mai mergem să ne jucăm puțin așa, deci fiți aminte, am 5 star drop-uri pe contul celălalt și le voi deschide la final de tot, gen. Ca să fie clar, vreau să mai joc un pic. Bai, mă, să dau un meci ca lumea cu Mortis, că n-am apucat să dau și eu un meci ca lumea cu Mortis, măcar să-l duc pe ăsta într-o mie de trofei, așa, ai cu o mie, dacă e măcar într-o sută să-l duc, că oricum nu știu dacă o să mă joc eu prea mult cu el, dacă e nimeni, dar maxați, bă, nu știu, bă, Brawler, eu cred că toți Brawlerii maxați sunt extrem de buni, dar greu să-i maxez, costă mult să maxez toți Brawlerii. O să stau aici la gherliță un pic, bine, asta dacă nu mor. Opa, lag! L-am dus să-i bat pe băieți. Bine. S-am cam bătut, mi-a furat la tot, gen. Ce a putut să fure El Primo ăsta, care are numele El Primo, dar el nu este El Primo. El este El Nașpa, man. Ok. Nu-i chiar atât de rău Mortis, mă, dar se putea și mai rău. Mamă, ce skin tare are ăla! Gen, ce skin tare avea pe primitivă, bă! Stau și eu pe aici, că mai suntem în 3, măcar să se bată în 3, știi ce zic? Hai că se bată ea, opa, opa! Aha, ăștia vin amândoi pe mine. Bun, i-am dat Liliacu, i-am dat așa, fugi coștinii, fugi un pic coștinii, și acum! Mă! M-am mâncat degețelul, de ce să vă mint? M-am mâncat degețelul rău de tot. Hai mă, costă, hai costă pe ăsta, că putem să facem ăsta pe el, mă, hai. Haide să vedem ce se întâmplă. Bă, cutiile astea cam inspiră încredere, așa. Dar greu la cutii. Hai, dă și tu să-mi spargi cutiile, mulțumesc. Mulțumesc. Așa, mai dă un hit, te rog. Bine, băi, băiatre, băi, e mișto Mortis care atacul ăsta super rapid, gen. Și asta îmi place la el. Așa, ia uite, cutiile la power 3 le-aș putea sparge din 4 hituri, dar ele sparg din 5, ca idee. Doar așa vă zic. Suntem în ultimii 3, ceea ce este foarte bine, gen. Bă, am văzut power-ul ăla acolo și o să mă duc să-l iau, că orice power în plus e... Bine venit! Mamă, m-a distrus băiatul ăsta, efectiv. Hai să-i bat chestia asta. Efectiv m-a distrus rău de tot în momentul de față. Are power foarte mare ăla. Și joacă băiatul, n-am ce să zic. Ok. Bun. Mai e un pinguin de ăla, dar nu o să mă duc pe lângă pinguin pe acolo. I-a venit Pinguinescu, mă! Bine! Bine, ori era bot, ori nu știu ce era, bă!
Dar vezi că s-a întâmplat bine ce s-a întâmplat. Mă, sunt curios de viața are ăsta la Power 11. Ba, de unde mai vin, mă, de ăștia? Pinguinii nebuni! De unde vin pinguinii nebuni? Eu te-l păsta, gata, l-am prins pe băiat. L-am prins pe băiat! Atât am zis, bă. Atât am zis, mai dăm un meci. Am zis că nu s-a terminat meciul. Mai dăm un meci. Avem 100 deja. Hai, mă, dacă avem 100 cu ăsta, fii atenți cum facem. Îl mai avem pe Frank. Ăsta facem un meci cu Frank, ca să fie bine. Hai, mă, că îi dau și lui Frank, că și așa s-a mărât la astea. Îi dau și lui Frank să fie și el cât de cu mulțumit, să ne dea și nouă win-ul. Și fac 100 și pe ăsta și după merge, ca să am 100 pe brawlerii pe care i-am primit. Acum, bine, Mortis, l-am deblocat mai de mult. Am deblocat sau l-am primit? Nici nu mai știu, bă, dacă l-am deblocat sau primit. Dar nu contează, ca să vină mai mulți brawler la noi, să vadă că noi chiar ne ținem de brawler. Adică nu ne batem joc de ei. Avem grijă de brawleri. Asta vreau să vadă brawlerii. Ca să vină mai mulți la noi, înțelegeți? Ok, power-ul ăsta este doar al meu. Am power 8, i-am distrus pe toți, cred, în momentul de față. Te-ai dus, băiat? Te-ai dus și tu? Te-ai dus și tu? Power 11. Easy! Easy rău, gen. Easy clan. Bun. Te-ai dus, Poco? Te-ai dus, Poco? În showdown cu power 14 pe ăsta, vezi că e cam ce trebuie, nu știu ce să vă zic. A fugit în partea asta înaltă. Ia uite-l. Ia uite-l ce fuge, băi, nu mai fugim așa, mă, că ai grijă, gen. Două hituri, atâta. Două hituri, bă. Power 14 e ce trebuie. Ia, cât mai un match. Așa, încă un match și s-a dus. S-a dus pe felie. S-a dus ca lumea felia, bă. Star drop-urile alea 5 deschise Lamborghini. Asta am vrut să zic. Lamborghini. Hai. Vă rog frumos. Stați aproape că se întâmplă magia. Bă, și cred că o să duc toți brawlerii, mă. Toți brawlerii o să-i duc la... O să-i duc în multe trofee, așa. În multe, în trostă de trofei aș vrea să-i duc pe toți. Ca să fie treaba bună. Mă bat ăștia. Nu mă bat. E bine. E bine. Dacă se apropie vreun de mine, îl distrug ca idee, ca în super-o. Ia uite-l. L-am ratat. Nu-i problemă. L-am prins pe Primitivo aici. E mort? Nu e mort Primitivo. Dar Primitivo va fi mort. Bă, mă, du la cutiile astea, o Primitivo, dacă nu vrei. Dacă nu vrei, eu mă duc la cutii, Primitivule. Mare închinul! Uite, mă, nu dă hituri, boți, care nu dau hituri. Bă, da, îl mai bag și eu pe Primitivul ăsta? Atât am zis, mă, showdown. Hai să fie win, frumos, să avem trofee, mă. Să avem trofee, să fie bine. Am văzut și pe ăsta. Nu-i problemă că îl rezolv. Îl rezolv cu superul imediat. Aici s-a dus. Bam, gata. Pa, băiatul meu, te-ai dus, Eren. Te-ai dus, domnule Eren. Ești pa. Ok. 108 trofee, ceea ce este super bine. Bă, alte star drop-uri aici nu cred că mai am. Mai am 200 de bănuți aici, collect. Am făcut 6500 de trofee. Ca idee, ne descurcăm. Da, îi mai am pe ăștia. Gen 4 brawleri, Angelo care nu prea îmi place, Rico ăsta, cred că o să mă joc cu el să fac niște trofee pe el. Dar e ce trebuie. Ia vedeți aici star drop-urile alea 5, da? Ca să fie treaba bună, să nu auzim discuții, doar atâta, nu vreau să aud discuții. Bun. Primul, unul din astea 5 îl deschid Ferrari fără nicio așteptare. Gen, nu acum, nu vă gândiți. Ia ce guriță are, ia și papă. Ia și papă, Mauși, ia de aici, uite, un cerc. Ia și papă, nu vreau mă să pape. Băi, dai să pape, opa. Da, destul de bine, ne deblocăm un mitic în 3 ani. Hai mă, ia și papă, epic, ia și... MITIC! Dacă ne dădea legendării, era talent, dar ne-a dat gadget pe Edgar! Vezi că nu-i rău! Am crezut că-l păcăle să-mi dea și legendării acum. Asta cred că e ultimul, sincer. Jos, sus. Nimic. N-a vrut, astea 100 le păstrăm pentru un episod special. Dar da, cam asta a fost clipul, sper că v-a plăcut, dați voi un like dacă v-a plăcut și pe data viitoare, v-am papă toți barbașanilor, am făcut ceva progres cu brawlerii, nu-i n-am ce să vă mint și pa!